Alina Stănculescu. Prima serie de salturi și flicuri bine executate și elementele, piruetele au fost trecute cu bine de Alina. Ah, frumos acest salt. Nadia îi place mult acest salt la bârnă, în pușcăcioara. Da. Dacă ar exista o olimpiadă a juniorilor, am fi sigur încă de pe acum că fetele noastre o pot câștiga. Două salturi înapoi, perfect executate. Priviți acum câtă siguranță are după reușita acestor salturi Alina Stănculescu. Și privirea și totul se schimbă când îți merge bine. Tonusul. Trebuie să rămână concentrată pentru a reuși și coborârea. Direcția contează foarte mult. Ușor neterminată în șurubarea, da?